Deși mai este o lună și ceva până la ziua îndrăgostiților, agențiile de turism au început să se întreacă în oferte pentru cei care vor să sărbătorească peste hotarele țării. Potrivit operatorilor, pentru a beneficia de reduceri cât mai mari, dar și de locuri disponibile în destinațiile dorite, unii moldoveni și-au făcut deja rezervări. Specialiștii spun că majoritatea prețurilor au rămas neschimbate, iar cele mai solicitate sunt destinațiile exotice și city break-urile. Ofertele agențiilor de turism încep cu excursiile prin capitalele Ungariei, Austriei și Slovaciei. Chiar în preajma sărbătorii de Valentin și Valentin avem o excursie în Budapesta, Viena, Bratislava. Prețul este de doar 169 de euro, include excursie în Budapesta, excursie la Viena și în Bratislava. Două nopți cazare, transport, asigurare. Iubitorii de ciocolată pot vizita orașul Lviv, Ucraina, unde vor avea posibilitatea să participe la Festivalul Ciocolatei, care va avea loc în 14 februarie. Prețul pentru o vacanță de două zile și o noapte pornește de la 39 de euro. Este o excursie pietonală, foarte amplă, foarte detaliată, aș spune, pentru că se vizitează practic tot centrul istoric al orașului. Cei care dispun de resurse financiare pot opta pentru o vacanță în țările calde. Prețul unui sejur în Egipt începe de la 200 de euro pentru o persoană. Doritorii să viziteze Thailanda sau Sri Lanka vor trebui să scoată din buzunare de la 650 și 700 de euro. Prețul include transport, cazare, asigurare medicală și masa de tip all-inclusiv. Cei care optează pentru un sejur pe insula indoneziană Bali vor cheltui în jur de 1200 de euro pentru o persoană. O altă destinație este Republica Dominicană, unde tariful pornește în februarie de la 1500 de euro și insulele Maldive, unde prețul începe de la 1900 de euro. Îndrăgostiții care nu dispun de prea mult timp liber, dar vor să facă o escapadă în Europa, pot opta pentru city break-uri de 3 sau 4 nopți. Ele ar începe aproximativ de la 245-250 de euro cu transport, inclus zbor din Chișinău. Și asta să ne, dacă să ne referim la Praga, Atena, deci în dependență de. Dacă să ne referim Paris, Barcelona, el ar fi puțin mai scump, de la 350-400 de euro. Agențiile de turism au oferte și în stațiunile balneare din Europa. Prețul începe de la 450 de euro pentru 7 nopți și 8 zile cu zbor de la Chișinău și mic dejun inclus. Aici noi punem la dispoziție Cehia, Slovenia, Italia, deci toate acestea sunt puse la dispoziția turiștilor și oferim și putem să le compunem și cu excursii. Moldovenii care preferă să schieze și vor să simtă atmosfera de iarnă pot alege o vacanță la munte. Noi putem pune la dispoziție și Bulgaria, Bansko-Pamporova, pachetele cu transport inclus, autocar, 4 nopți, 5 zile și prețurile încep aproximativ de la 165-170 de euro cu mic dejun. Ziua îndrăgostiților mai este cunoscută și ca Sfântul Valentin. Potrivit tradiției românești, ziua îndrăgostiților se sărbătorește de dragobete în data de 24 februarie.